Veți intra în camera, veți fi închiși acolo și din momentul în care eu am ieșit, începe jocul. Salut, ce-ți place și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem cu Carlos Dreams. Ei, salut, Cisilii. Băi, stres să ne gândim ce facem astăzi. E mega plictisală, aveți vreo idee ce putem să facem? Carlos? Nu. Timi? Bă, nu știu. Rohi? Nu știu, hai să sărim cu parașuta. Bă, dar am auzit că s-a făcut ceva nou la escape room. La 2 escapers. Ok, hai să mergem. Puteți să... Rămân, frate, acolo. Ați mai jucat până acum, nu-i așa? Da. Da. Ok, și v-a plăcut? Da. Ideea este în felul următor. Veți intra în cameră, veți fi închiși acolo și din momentul în care am ieșit, începe jocul. Și în acel moment aveți la dispoziție 60 de minute să încercați să evadați. Evadarea va consta în găsirea unei chei. Iar pentru că jocul nu este o simplă vânătoare de comori, va trebui să parcurgeți anumiți pași, să rezolvați anumite indicii. Nici calcule matematice, diverse tipuri de puzzle-uri și așa mai departe. Ca să nu vă chinuiți prea mult, pentru calculele matematice puteți să folosiți calculatorul de pe telefon. Da? Nu încercați să vă aruncați de la etaj, mai este evadarea voastră. Bă, nu te duce, bă! Bă! Veți avea o stație prin care puteți să cereți ajutor de câte ori vă blocați. Ne rămuriți de orice fel? Ok, băieți, suntem aici blocați. Cum facem? Ce? Nici nu știm. Ca să vă arătăm mai întâi, chiar suntem blocați. Dacă încerc să apăs pe planța asta, nu se întâmplă absolut nimic și hai să termin episodul. Trebuie să explorăm mai întâi de toate camera. Toată camera trebuie să... Tu avem aici un birou, nu înțeleg nimic. Opa, este un fix. Ce e asta, frate? Suntem la examen. Cu lacăt. Toate chestiile au lacăt. Deci nu e de folos. Asta e cheia succesului. Da, e încuiat. Oameni buni, nu mai pot să stau cu calcula. Am vrut să am un costum, dar nu se poate, e prea cald. Dar uite, aici mai multe combinații, dar nu știi pe care o să o iei. O să găsim ceva care să ne arate că mai întâi o folosim pasta după pasta după pasta, să spunem. Da, 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 corect, corect. Cred că deja suntem puțin pierduți. Vreți să apărăm pe instruction? O foaie, o foaie goală. Deja am mai căutat în ăsta, dar poate mai apare ceva misterios. Deci n-ai găsit nimic? Nu. Ăsta nu se deschide. Deblocat. Noi trebuie să dăm seama să facem cu ăla. Nu mai găsim nimic, trebuie să începem cu un lacăt. Și nu știm cu care să începem. Nu deschide loc? Așa e și ok. Hello. Ați căutat în conjur cu gunoi sub hârtie? Aaa, bă, v-am zis că era ceva, băie! Uite cheia! Cred că da, de la cred că am la probabil. Nu se poate! Nu cred că e... Nu cred că e cheia de la asta. A, gata. Mă, aici vă descurcați voi. Ias. Ok. Ce avem aici? Litere. Am deschis ceva, dar nu ne-a ajutat cu nimic. Ce facem acum? Dă-mi e. O studiez eu. Ce poți să-i faci? Am ținut mers. Oso. Ono. Mi-o Pitagora. Ăsta nu. Nu pe care nicio treabă. Uite-o până asta așa și poate vedem ceva. Un oso. Lasos. Nici, stai mă, oficial ne-am pierdut, deja ne-am pierdut și nu am făcut absolut nimic. Hai mă frate, ce n-ai mă faceți aici frate? Nu înțeleg ce stă cu ceva? Ăla e aerul condiționat frate, nu știu cum să zic. Indicii. Iară, o să folosim pentru fiecare mișcare? Exact. Nu e bine. Acum chiar nu știu ce să faceți. Cristi, ce faci? Bă, chiar să știi că e interesant. Mă uit în oglindă la
la tablou, să văd dacă apare. Da, Vinci? Ah, nu. Da. Wow, el a citit asta. Wow. Nu să citim. Bă, stai, mă, cum i-am dat seama. Ce p***a suntem așa proști. Fii atent. Fii atent. Ono, avem un Ono și e 70. W, uite la ei, 70. Uite, și W e vest? Unde e vest? Păi uite, ăsta... Deci notează așa, 90, da. 70. A, e calculat matematic. Păi stai mă, ia fă-l. Păi ce vine, 90 plus, stai că facem pe telefon. Da, da, pe telefon nu, direct. Nu vine să crezi că m-am prins un geniu. Chiar ești. Doamna de matematică, vă rog frumos să-mi dați un 10 pentru asta, m-am prins. O să-ți dea nivel 10. 70. Plus. Se întâmplă ceva, se întâmplă. 20. 720 și... Am nevoie de un 7, 27, dar pe ce linie este? A, pe aici, ok, bun. 20, 720. Stai așa. Nu merge, pare rău. Dacă ai făcut calculul prost. 720. Ce mă, la fel dă? Da. Bă, dar voi ați adunat prima dată alea și probabil ați învățit cu rezultatul nu știu care. Da, mă, așa e corect. Deci este 80 plus 160, domnitocilor. Și când dăm? 240. Bă, dacă nu știți ordinea calculelor, învățați matematică și așa, o să ieșiți într-un rum. Mă! Ăsta ții pum și pum cu ăla, băi! Ăsta, infinit! Da Vinci, pentru a-și codifica manuscrisele, obișnuia să scrie în oglindă, astfel erau mai greu de descifrat. Dacă avem următoarele relații lui Q, ce? Acum pune întrebarea ce corespunde următoarele lucruri. Bă, n-au foaie! Coaie, ce? Mi-a căzut creierul. Bă, aici sunt și niște cifre. Q4V, Q2F, T3X, alea sunt exemple. Mă, se mă întrebări, bă. Folosiți-vă creierul, băieți. Eu nu sunt aici prezent, eu doar filmez. Asta e diferența de litere dintre ăsta și ăsta. Ai văzut? Te dai seama. A, și aici, gata să moară măta! Uite la unele, a, da, aici am venit și semnul întrebări, pe nu, eu ce... Păi trebuie să găsești litera cu aia care corespunde ăsta. Aici? Păi, corespunde lui I, ok. Și uite, B, C, D, aici E. A, corespunde lui E. Apelăm la walkie-talkie. Nu știm! Ok, primul e P. Ok. I? Da. După? Părul E. E. Nu așa. Formă R. Pier. Cred că o să ies. Nu, Piero. Formă O. Damn, ce s-a întâmplat? Ok, spune-te-o că aici o cameră de hotel. 1, 4, 8, 2. Perfect. Bagă codul. 4, 8, 2. Ce e asta, mă? Dă-o încoace. Că stai încă un pic. Stai, mă. Că știu deja și eu știu, da, da, da. Că și cu completarea acolo, da, te zi. Fă-mă literele. A, 3. Notează și tu repede. A3 EH 1-4 9-0. Aici e mă, 4. Deci fii atent. Stânga. Și 9-0. Bă, de două ori zici jos, stânga. Deci e jos, stânga, jos, stânga, stânga, sus. Fiți atenți, băieți. Jos, stânga, stânga, sus. Am primit un cufăr
de 4 cifre, deci trebuie să mai avem 4 cifre, o oglindă, o oglinjoară. Asta e pentru dentiști. Ce avem aici? Ceasul. Ceasul. Fix. 3 fix, 4 și un sfert, 7.45. E 6.45. E 6.45. Cum să fie, mă, 6.45? 6.45. Tu ai scris ceasul? Bă, băieți, mi-am dat seama ce se face cu asta, fiți atenți. Bă, e prea complicat, băieți, eu am găsit o cale mult mai ușoară. Nu! Bă, nu te duce, bă! Bă, te ierdă, bă, bă! Ce faci, mă, acolo? Ce citești? Nu știu, mă uit peste tot. Eu cred că n-are nicio treabă. Nu știm! Ia uitați-vă, vă rog, câte ore sau minute aveți între primul și al doilea ceas. Stai, mă, că am scris eu aici, o oră și un sfert. Între primul da, și... o oră și un sfert. Între ăsta și ăsta e o oră și un sfert, între ăsta și ăsta două ore și jumătate. Uite, o oră și un sfert, două ore jumate, acum da, 5 ore. Păi e logic cu aia. La 6.45 cu 5 ore, 11.45. 11.45, ok. 11.45. Și acum ce facem? Dacă iese chestia asta... Suntem boși. 1... Next level. 1... 4... Ia să vedem! Oh. Ce se ascunde aici, măi? Înțelegi ceva? Deci noi încă primim cuburi. OK! Du la PR, mă! Nu merge. Nu-mi cape, aba du. Trebuie să facem un puzzle. Mare puzzle facem. Bă! Tu știi, mă, ce faci acum? Uite, am mai primit și-o de-asta, mă, vai de cap, nu am văzut. Wow! Mamă, dar câte foi sunt. Fază! Mamă, stai 10 ore la... Nu ia tagura, vreau altul. Ok, după 1000 de ani, cred că lipsesc niște piese, acum nu știm sigur dacă noi le-am pierdut sau dacă lipseau de înainte din sac, dar am făcut puzzle-ul. Spunea că ultimele 5 litere ale adversarului lui, deci fii atent aici, avem NGLO. NG 76 LO 3 76 3. Aia e nebunia. Yeah. Aia e A. Adică A, ta trei. Vin câi e perfect. 9 3 2 8 4 5 8. L-ai greșit. Stai, mă, de-l. Dar de ce bipă e acum? Da. E bomba din CS. Bagă codul! Deci 9 3 2